respectiv alături de mine în studio fostul președinte al Consiliului Județean Goș, domnul Ion Călinoiu, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Goș. Bună seara, bine ați venit, domnule Călinoiu. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, bună seara telespectatorilor. Și vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația din această seară, pentru că am avut parte așa de fenomene meteo, nu neapărat neobișnuite, ci puțin diferite de ceea ce s-a întâmplat în perioada de iarnă. Începem cu acest subiect legat de activitatea Sistemului de Gospodărire a Apelor Goș și vă întreb dacă ați avut până în momentul de față probleme pe vreunul dintre cursurile de apă din județul Goș. Sigur, codurile de avertizare au fost de fiecare dată înaintate de către ISU la Sistemul de Gospodărire a Apelor. Noi am avut și avem în continuare permanență de a monitoriza fenomenele meteorologice în zonele în care ar putea să producă și să aducă riscuri cu privire la inundații, la eroziuni de râuri, dar până la această oră nu avem probleme deosebită cu creșterea de debit de râu. Astăzi ar fi cam ultima zi sub cod meteorologic. Aș putea spune chiar că precipitațiile au fost foarte binevenite. A văzut lipsa de apă în sol. Practic, după orice ploaie, solul a absorbit apă ca o sugativă. Cu excepția, bineînțeles, a unor fenomene meteorologice de excepție, grindina, care a căzut pe alocuri prin anumite zone, care a produs pagube în culturi, zic eu, nesemnificative cu privire la legume, unde se pot replanta răsadurile. Sprațele de grâu nu mai sunt așa mari în zona respectivă care putea fi distruse. Deci una peste alta, noi gestionăm în continuare și monitorizăm ce se întâmplă și anunțăm la timpul potrivit prin dispecerat la nivelul comitetelor locale pentru situații de urgență dacă apar probleme deosebite. Nu au fost probleme deosebite. Asta datorită cărui fapt? Că nu a plouat foarte mult? Sau, da, eu zic nu, a plouat cantitățile de apă, ați gestionat nu, cantitățile de apă, în momentul de față? Cantitățile au fost destul de însemnate. Au fost, zic eu, medii. N-au fost să producă pur și simplu creșteri și mai ales afluirea ale torenților, care sunt mai periculoase decât creșterile cursurilor debitelor pe cursurile de apă. Ne aducem aminte ce s-a întâmplat la Novaci în 2014. Practic, acolo a fost mai degrabă un cumul al debitelor pe torenți, al pârăilor, și a produs, evident, prin ce a însemnat creșterea debitului, o nenorocire destul de mare, putem să spunem chiar așa. Dar la ora actuală n-am avut acest lucru, iar în ce ne privește, noi am acționat și acționăm în continuare, luând măsurile corespunzătoare în zonele deja cunoscute vulnerabile, prin decolmatări, prin lucrări specifice de eliminare a riscurilor de consolidări de maruri. De exemplu, avem și acum și vom iniția și inițiem deja împreună cu inspectoratul pentru situații de urgență la Vladimir o alunecare de teren, unde pe pârâul Varadeșului s-a produs o ștrangulare de albie, ce conduce evident la inundarea sau poate să fie riscurile cele mai mari a suprafețelor de teren sau obiectivelor din zonă. În perioada următoare, în ce direcție veți acționa? În continuare mergem și avem un potrivit programului tehnic lucrării pe cursurile de apă Șușița. Am lucrat și am terminat lucrarea la Rasova, acum suntem la Bolboș și pe Jie, între Jiețe, acționăm în regim de situație de urgență și am depus documentația la Bustuchin, unde știți bine că s-a anunțat și acolo o zonă sensibilă la ce înseamnă alunecările de teren. Lucrăm în Săcelu, după Gilort, lucrări foarte importante de întreținere care constau în decolmatări, în consolidări de mari, creieri de lucrări spre specifice hidrotehnice. Pot să spun că în continuare ne preocupăm împreună cu ABA Jiu, Administrația Bazinală Jiu, de unde sistemul face parte, să promovăm investiții și în mod deosebit pe râul Girort. Am depus documentația săptămâna trecută, am fost împreună cu directorul de investiții, domnul Miller, la București. Așteptăm să intrăm într-o săptămână în Comitetul Tehnic ca să dăm drumul la investițiile pe Girort, întrucât după inundațiile din 2014, sigur, este o zonă oricând vulnerabilă, neavând la ora actuală consolidările de man, neavând o serie de lucrări
foarte importante din punct de vedere al asigurării cursului de apă, ca să nu ne aducă, să producă riscuri în zonă. Discutăm și despre celelalte investiții, pentru că mi-amintesc din discuțiile pe care le-am avut anterior, domnule director, sunt multe pe care le aveți în plan, nu știu câte se vor și realiza, dar discutăm despre investiția pe Gilor. Din 2014 până în momentul acesta nu s-a făcut nimic acolo după dezastrul din s-au făcut lucrurile din urmă cu 4 ani? Cu lucrurile curente, de regularizare a albiei, de cum să zic, un desen, dacă vreți, al malurilor Jiului, dar acum trebuie lucrări specifice de consolidare în zonele unde satul, bineînțeles, pe Valea Gilortului, de asemenea la Pociovalește. De ce un nu proiect s-a complet... făcut până acum? De ce nu s-au făcut aceste lucrări? N-au fost bani? Proasta gestionarea situației, managementul? Da. Bine, deci nu căutați vinovați. Ce șanse sunt să primiți banii? Care este suma de care aveți nevoie? Păi este în lei vechi vreo 90 de miliarde. Foarte mulți bani. Dar am găsit această soluție de a avea șanse de finanțare a proiectului demarând-o pe bugetul propriu a apelor române și este eligibilă pe fondurile europene unde programul PEPOIM se depun proiecte în vederea eliminării riscurilor produse de eventuale ieșiri din matca lor a râurilor. Bun, deci dumneavoastră spuneți că șansele cele mai mari sunt pe fonduri europene. Da, am demarat această procedură de a obține pe finanțare pe bugetul propriu, ca să ne fie mai ușoară procedura de transfer pe fondurile europene și este posibil acest lucru. Bun, în ceea ce privește celelalte investiții la care dumneavoastră făceați referire în alte ocazii... În continuare sunt investiții specifice și, bineînțeles, necesare pe Șușița, în zona Târgu Jiului și Stănești, în mod deosebit. Pe râul Jiu e cea mai importantă investiție la care țin și nu vreau să spun că deja are o finalitate la ora actuală, dar suntem pe o direcție bună de a amenaja acumularea de la Valea Sadului, care are un rol extrem de important, ca rezervă de apă. Are un rol extrem de important de a... că eu nu știu în final ce se poate întâmpla cu cele două acumulări care stau la baza funcționării cele două microhidrocentrale care sunt colmatate peste 90%. Dacă nu se realizează acea acumulare care de fapt trebuia să fie prima făcută, era în primul rând și un rol de decantare și atunci se putea face o decolmatare tehnologică a celor două acumulări, având acolo posibilitatea de a decanta și a executa lucrări de curățire și de colmatare mai ușor decât sau aici practic aproape sunt imposibile la ora actuală. Și nu în ultimul rând, eliminarea riscurilor de inundații. Ați văzut ce s-a întâmplat? Numai puțin a crescut Jiul fără să fie ajuns la cote alarmante, dar podul a fost subrezit. De ce? Sunt o serie de lucrări pe care Hidroelectrica nu le-a realizat de amenajarea cursului de apă. Deja Jiul nu trebuia să circule pe aici. Era necesară schimbarea pe cursul vechi. De asemenea, Hidroelectrica trebuie să realizeze un canal, un șanal de fugă pentru apa necesară scopului tehnologic de a realiza energia electrică. Și atunci... E clar că proiectul inițial demarat înainte de 89 nu mai poate fi aplicat acum la parametrii de atunci și trebuie ajustat la ce înseamnă. Așa cum spuneam, acumulare ca rezervă de apă și protecție și risc, eliminarea riscurilor în aval și investiții pe cursul de apă pentru a realiza parametrii tehnici, performanță sau de care au nevoie economici, de eficiență economică, hidroelectrică. Și investiția ar putea fi împărțită două. Noi să luăm acumularea ca gestionari sau singur operator și gestionari ai apelor și hidroelectrica să-și continue, ar fi mai ușor să-și continue investițiile în aval de acumulare. Unde s-a blocat situația? Hidroelectrica refuză să facă aceste lucrări din cauza ceea ce se întâmplă cu decizia instanței vis-a-vis de continuarea lucrărilor la cele două microhidrocentrale? A fost, în primul rând, netratarea ca o prioritate a investițiilor de către Hidroelectrica acestor obiective, care putea să fie realizate înainte de a demara lucrările noi de investiții pe Valea Jiului. În altă ordine de idei, și acum sunt probleme. E
ca în minerit, de fapt. Vetrele de sat în minerit, fac paranteza. Tot ce înseamnă investiții acestea sociale care au stat la baza strămutărilor de zone care au intrat în exploatare minieră, au fost asumate în capitalul social al societății. Așa se întâmplă și aici. Hidroelectrica are capitalul social majorat cu asemenea lucrări neterminate, că vreau să precizez, acumularea de la Valea Jiului este realizată în peste 50%. Sunt digurile făcute, practic, acum efectiv e barajul de făcut la ora actuală acolo. Dar este în capitalul social și vor să o vândă apelor române și asta. E un paradox. Adică ai luat-o de la stat, o ia statul pe bani de la cine? Și de aceea... Să o vândă la stat înapoi. S-a mai întâmplat. Că e în capitalul social și fiindcă acționarii, și mai ales cunoaștem foarte bine acționarul minoritar, care e pretențios la dividende, și trebuie să aibă cât mai multe acțiuni ca să-și ia cât mai mult dividende. Bun, aici este și o proastă gestiune a statului cu proprietățile pe care le deține. Și politica defectuoasă care se aplică în astfel de situații, luând chiar speța de față. Eu spun stările de fapt. Nu mă pripesc să trag concluzii dintr-o parte sau alta, nefiind prea bine documentat. Care e soluția în cazul de față? Soluția este foarte clar că e deschis dialogul cu Hidroelectrica. Dacă durează prea mult transferul ăsta fără plată, că e o procedură de a diminua capitalul social și niște oameni de acolo, dacă fac treaba asta, sunt supuși unui anumit risc de a încărca legislația. Să găsească o soluție, să o vândă sub un preț simbolic, nu știu ce. Nu știu dacă se va întâmpla, așa cum spuneați și dumneavoastră, fondul proprietar opune rezistență pentru că nu-și permite diminuarea capitalului social al companiilor. Și aici trebuie judecat că și oamenii trebuie să aibă ceva în cap. Bun. Vrei să iei dividende până un an de zile prin reducere la absurd sau vrei să iei dividende pe durata existenței sursei de producere a curentului și atunci trebuie să te adaptezi. Cât de periculoasă este tergiversarea rezolvării acestei situații? E foarte periculoasă și mai ales, așa cum spuneam, a riscului, posibilului risc de a fi o catastrofă pentru Târgu Jiu. Doamne ferește, în opinia dumneavoastră, când se vor finaliza lucrările la tot ceea ce înseamnă investiție pe Jiu, de la Petroșani până la Sadu? N-am cum să pronosticizez acest lucru. E vorba de un program de investiții. Nu are legătură cu programul de investiții. Situația s-a complicat foarte tare după intervenția eliminarea, da, sigur. Atunci am spus-o foarte clar. Decizia instanței care de mulți a fost considerată absurdă. Că nu neapărat au fost ONG-urile de vină, cât cei care nu s-au pregătit și s-au apărat așa cum trebuia. În sensul ăsta, și asta era speța hidroelectrică. Cum o spuneți dumneavoastră, sună într-un anumit fel, trebuie să recunosc, domnule președinte, e ca și cum cineva și-ar fi dorit ca aceste investiții să fie oprite. Da, nu neapărat și-ar fi dorit, dar superficialitatea e mai gravă decât o dorință din asta, că probabil dacă își dorea cineva se auzea și intervenea propriu. Dar pentru fiecare, așa cum spuneam, aceste lucruri care sunt la ora actuală ca noutăți, nu le percep ca noutăți, că dacă realiza studii de impact la vremea respectivă, odată cu schimbarea legislației care stă la baza elaborării autorizațiilor de construcție, având studii de impact în lucru, nu mai aveau probleme cu ce înseamnă motive de instanță și nu temenii justificate. Mie mi-e greu să cred că nu a existat acest studiu de impact. Mi-e greu să cred că nu a existat. Nu, că nu era impus. Deci era avizul mediului, dar studiul de impact, potrivit noi legislații din 2015, cam așa ceva, era legat de tot ce înseamnă biodiversitate în zonă. Bun, asta e dacă șopârlele nu se pot... nu pot ajunge la apă. Din păcate, din fericire, Gorjul e cam, pe cursul de apă, cuprins în aceste restricții pe care noi le-am creat sub diverse denumiri. Natura 2000, zona nu știu care și așa mai departe. Nu e bine să avem grijă de natură, dar până la un punct. E bine să avem grijă de natură. Nu e rău să avem grijă de natură, dar totul până la un punct. Un punct e foarte clar. Să existe un raport optim între dezvoltarea economică și menținerea a ce înseamnă mediul nealterat. În altă ordine de idei, dar sigur rămânând pe zona a producătorilor de energie, mă întreb cum vedeți dumneavoastră situația la complexul energetic Oltenia în momentul de față?
numai din auzite, că nu mai sunt implicat direct să vedem cum stau lucrurile și să spun. Nu este foarte greu să vă decuplați de la ceea ce la un moment dat a reprezentat dar nu știu dacă mai un punct de vedere neavizat, orică e luat în calcul, să până la urmă poate să producă și controverse. Eu vreau să depășesc acest lucru, doar atâta, că trebuie să conștientizăm cu toții că activitatea din complexul energetic Oltenia trebuie susținută de fiecare dintre noi, că trebuie făcut lobby necesar atât la nivelul european cât la nivelul național ca să nu devenim independenți din punct de vedere energetic, să tehnologizăm activitatea din complexul energetic Oltenia, să se asigure condițiile de lucru pentru mineri și energeticieni și, nu în ultimul rând, tehnologizarea este dată și de eficiența de muncă. Am înțeles foarte clar și vedem cu toții că una din cauzele de a avea și unele prețuri mari în exploatarea lignitului a fost aceea de perimetre neperformante. A fost nevoie să găsească soluții tehnologice de a utiliza și a scădea productivitatea excavatorului în perimetre strâmtorate, în schimbări de direcție și așa mai departe. Astea sunt fluidizarea, dacă vezi, a tot ce înseamnă proces de producție în minerit. Că ori aici cei mai interesați în continuare trebuie să fim noi burjenii, trebuie să ne înțeleagă autoritățile lor. Depinde și de noi. Stați un pic, domnul. Cum fac minerii, de exemplu, foarte interesați de activitatea minieră. Dar dacă nu este interesat... Stai să vedem. Am fost interesați și eu vorbesc că cel care nu are tangență își dorește să aibă curent ieftin, dar cel care are tangență are mai multe probleme. Și ne aducem aminte cât de interesați am fost că nu se poate vorbi și elimina din discuție pierderile cauzate urmare a acțiunilor băieților deștept cu care, bineînțeles, s-a lucrat în deplină cunoștință de cauză. Trebuie să rămânem de asemenea nepăsători la activitatea ce a fost partenerii sociali care aveau anumite interese și acum trebuie puse toate în ordine. Bun, spunea cineva că la un moment dat că situația bună de la complexul energetic Oltenia din momentul de față îi se datorează și lui Laurențiu Ciurel. Credeți în această declarație? Parcă aș evita acum să mai... Laurențiu Ciurel a fost susținut de mine, nu m-aș dezice de niciun fel, dar cine vede cum stau lucrurile, credeți în declarația asta? Că Laurențiu Ciurel, și știm foarte bine lucrul ăsta, când a luat complexul energetic Oltenia, alta era starea de fapt. Nu aveai piață, nu era în piața energetică, știți cum era. Și le-a creat Laurențiu Ciurel aceste culoare? Cu sprijinul autorităților centrale. Dar s-a bătut foarte mult. Laurențiu Ciurel s-a bătut la nivel național și la nivel european pentru complexul energetic Oltenia. Nu întâmplător ne făcea des vizite ambasadorul Poloniei aici. Bun, se pot trage multe concluzii din ceea ce s-a întâmplat în perioada în care Laurențiu Ciurel era manager la complexul energetic Oltenia, iar Partidul Social Democrat era la guvernare. Una dintre ele ar fi chiar faptul că băieții cu care vă tot luptați dumneavoastră, cei care vă doreați foarte mult supraviețuirea complexului în piața de energie, sunt fix de la, sau erau fix de la Partidul Social Democrat, pentru că altfel nu-mi explic cum de PSD-ul nu a reușit niciodată curățarea definitivă acestei piețe de energie și aducerea pe un făgaș normal. Lucrurile a tuturor... nu stau fix chiar așa. Toate lucrurile astea care erau, bineînțeles, într-un anturaj în care erau primordiale interesele individuale sau de grup sau de ce mai erau pe acolo, n-au culoare politică și acolo era o colaborare și eu în continuare o colaborare fără culoare politică. Deci, deci nu erau de la PSD, dar erau agreați de PSD. Înțeleg. Deci nu, erau din toate părțile. Erau din toate părțile. Mai exact așa. Mai da? Exact așa. Și lucrul ăsta nu făcea altceva. PSD-ul nu și-a permis niciodată să se dezică Nu face în continuare altceva, dacă stau lucrurile tot așa, decât să creeze toate condițiile bune pentru producătorii de energie din Uniunea Europeană și să ne vadă pe noi o piață consumatoare decât o piață producătoare. Da. Bun, înțeleg. Cumva spunem cu cuvintele noastre cam același lucru, domnule președinte Călinoiu. Asta ziceam și eu, că nu s-a putut niciodată niciun partid politic de zice deci de acele grupuri, niciun partid. dar și din PSD, păi sau nici un agreate partid, de PSD, dar zic, haideți ca să fiți serios. Eu zic că lucrurile mai accentuate au fost, dacă vreți să facem politică și să mă văd și eu acum și să spun foarte clar că sunt apărătorul PSD-ului, lucrurile cele mai grave l-a făcut PDL-ul. Și de ce nu le-ați îndreptat?
Păi, că nu le-ați îndreptat. În mare parte s-au îndreptat, dar dacă ne aducem aminte, a venit un guvern în 2016 care a făcut rău. Deci vă aduceți aminte o scrisoare care am făcut-o și am propus-o dezbaterii publice? Nu știu dacă și-am pus și o petiție online. Căutați-mă undeva și am pus-o și petiție online și scriam acolo de măsurile pe care le-a luat guvernul tehnocrat. Atenție, niciuna dintre măsurile luate de guvernul tehnocrat, așa, de mare importanță, nu și-a produs efectul. Mare efect. Vorbim și de strategia energetică, cea care niciodată nu și-a produs efectul. Deci, vorbim despre un draft de lege a salarizării unitare care niciodată nu și-a produs efectul. Vorbim de multe lucruri care nu și-au produs efectul. Sigur, drumul pe care porniseră tehnocrații nu era unul dintre cele mai bune, dar nu și-au produs efectul măsurile inițiate de aceștia. Au produs efecte distrugătoare, dacă vreți, bine că au venit alegerile și faptul că ei, acei vă contrazic, au făcut numai rău, efectiv s-a văzut foarte clar că a fost susținut cu bună intenție de PSD și de forțele politice, în alegeri a fost susținut de PDL și, bineînțeles, transformat în PNL și s-a văzut rezultatul alegerilor. Oamenii le-a dat un răspuns. Bun, dumneavoastră, știți cum e mult de discutat pe subiectul ăsta, eu am tot... Păi, o luăm pe drumul cel mai scurt ca să explicăm. Eu am tot pedalat pe un astfel de subiect și mi se pare una dintre cele mai inteligente măsuri luate de PSD pentru a câștiga alegerile care băteau la ușă în 2016. Mai bine de atât nu putea să vă fi descurcat la momentul respectiv. Mă întreb oare dacă vor avea succes în repetarea figurii acum după episodul 2016-2020, dacă vor fi la fel de inteligenți și la PSD și vor iniția vreo astfel de măsură pentru a avea vreo șansă în 2020, pentru că altfel trebuie să recunoașteți. Chiar dacă sunt cele mai bune măsuri, prin absurd, în 2020, erodarea, PSD-ul spune cuvântul nostru, evident, evident, va avea șansele tot cele mai mari. Dar mai mult decât atât, după guvernări ale PSD-ului, de fiecare dată mai bune, nu perfecte, mai bune decât guvernările celorlalte alianțe morale, imorale, care s-au făcut în decursul vremii, PSD-ul și de data aceasta a fost în alianța ALDE, cel care a luat cât de cât aurul de coarne, chiar dacă sunt imperfecțiuni acum aici, cu privire la reforma salariilor, cu privire la reforma pensiilor, cu privire la reforma în justiție, de care oamenii au nevoie și sincopele astea au apărut. De ce? Diferențelor mari create în timp prin măsurile de guvernare luate de o guvernare sau alta și acum se armonizează lucrurile în sensul de a avea salariile pe care trebuie să le aibă un om care muncește în spațiul european. Domnul, de a avea spațiile și dumneavoastră ați văzut lucrurile foarte bine că lucrurile nu stau chiar așa în practică, cum le explicați dumneavoastră în teorie. Salariile nu sunt la nivelul european. Mediul privat a fost cumva, mediului privat i s-a dat în cap de această lege a salariilor. Nu neapărat că legea salarizării unitare nu privește acea revoluție fiscală mediul privat cu transferul contribuțiilor și sunt foarte mulți angajați care spun că efectiv au pierdut la salariu și chiar vă cer banii. Acum dați-ne banii ăia pe care ați vrut voi neapărat să ni luați. Lucrurile nu stau chiar așa, dar vă invit să luăm o scurtă pauză de publicitate. Bine, explicăm după pauză, după că pauză. Lucrurile stau mai bine. Stau mai bine de cum le vedem noi, da? Asta este. Trebuie să ne explicați ca să percepem și noi că ne e bine. Că nu-i dacă este să ne uităm în ceea ce luăm și ceea ce cheltuim, consumăm. Eu știu că dumneavoastră pricepeți, dar faceți bune că puneți întrebările astea, să pricepem când mai mulți. Da. Să punem umărul la îndreptat lucrurile. Asta e problema noastră, nu pricepem. Că dumneavoastră l-a explicat, stați foarte bine cei de la PSD. Revenim în câteva momente. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc alături de mine fostul președinte al Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj. Am discutat în prima parte a emisiunii care este situația în ceea ce privește cursurile de apă după ploile care au avut loc la nivelul județului. Nu există în momentul acesta nici o problemă pe niciunul dintre cursurile importante. Sunt însă în vedere investiții în perioada următoare, investiții de mare amploare, bani care cel mai probabil și cel mai bine ar fi să vină dinspre Uniunea Europeană, pentru că vorba aia, nu că n-avem de unde să dăm, că n-avem, dar ar fi și păcat să ne cheltuim banii noștri când toată lumea se uită urât spre noi că nu ne cheltuim cota alocată țării. Și banii europeni sunt tot banii noștri și trebuie să-i cheltuim. Și asta este adevărat. Atenție, e o declarație bună în sensul acesta și bună de luat în calcul de toți cei care conduc instituții, conduc OAT-uri
și trebuie să folosească fondurile europene, că toată lumea ne acuză că noi nu știm să cheltuim banii europeni, iar cota de absorpție este una foarte mică, cea a României. Da, discutam spre finalul primei părți, domnule Călinoiu, despre faptul că n-ați răspuneți că nu are cum să nu ne fie bine nouă, da, după toată această revoluție fiscală, după aplicarea legii salarizării unitare, iar eu vă explicam. Spuneți foarte bine că sunt o serie de nereguli. Sunt foarte multe nereguli, da, nereguli de natură financiară, păi totul până la bani, știți cum e. Frate, brânza e pe bani, domnule Călinoiu. Bun, dar acum stau lucrurile felul următor. Toate până la bani. Când era vorba de salarii foarte mici în comparație cu salariile de astăzi, deci nu se pune problema banilor, se pune problema că e bine așa. Acum când se pune problema creșterii salariilor și vă repet, și a erau, în paralel. Hai să vorbim de salariu și până o facem și raportul ăsta. Dar facem, dar eu vreau să clarificăm starea de nemulțumire pe bună dreptate a celor care, în urma aplicării noii legi unitare a salariilor, sunt excepție. Și atunci, după cum vedeți, guvernul a avut aplicare și are în continuare aplicare fiecare segment în parte, din sănătate, din învățământ, bineînțeles, este analizat și se găsesc soluțiile ca într-adevăr să fie o creștere de salarii pentru fiecare cel ce lucrează în domeniile unde își desfășoară munca în mod efectiv. Același lucru se întâmplă și la pensii. Ce discrepanțe între pensii? Unele foarte mari, altele foarte mici. Sigur că și aici o să apară și apar în continuare nemulțumiri, dar problema e că sunt soluții. De ce sunt soluții? Toată lumea își punea întrebarea că nu o să fie sustenabil susținerea sistemului unitar de salarizare și de pensii. De ce? Că nu merge economia. Iată că s-a demonstrat foarte clar atât prin... Ce s-a demonstrat? Cât a trecut domnule Călinoiu de la... Creșterea economică este... Al doilea salariu este, după creșterea economică, legii nu a apărut, da? Nu, da. Apare acum analiza de perspectivă potrivit indicatorilor macroeconomici. Deci creșterea economică de asemenea este una semnificativă în comparație cu evoluția creșterii economică în statele din spațiu european. În altă ordine de idei. Ea e susținută de ce? Creșterea producției. Până aici eram în continuare susținători ai creșterii economic mai mult pe starea de consum, fiind consumatori. În continuare suntem cu raportul acesta mai deficit, dar ne apropiem. Ce înseamnă producție din agricultură, după cum vedeți, an de an mai bună, producție din industrie și iată că aici putem vorbi de întreprinderi și au apărut și la GOR, care deja spun cuvântul în aportul bugetului de stat semnificativă, creșteri în comparație cu tot ce a însemnat anii precedenți pe fiecare domeniu de activitate. Acum, dereglajele, și o să spuneți, iată că a crescut inflația. Asta e un lucru care, așa cum spuneți, conduce și la ce a însemnat creșterea unor prețuri, care inevitabil sunt de așteptat când cresc salariile și cresc consumurile, piața își reglează și prețurile. Dar, odată pe direcția bună, pe o strategie. Pe o strategie de aceasta, sigur că toate își revin la normal și vedem și rezultate. Viziunea politică, adică noastră... Tonul dă efectiv viziunea politică și viziunea politică e pe o strategie de ce înseamnă o dezvoltare economică în care omul este în atenție, că fără omul nu poți să faci dezvoltare economică. Derulării evenimentelor, da? Supraacciza la carburant, da? Ce au spus transportatorii? Ne pare foarte rău, noi trebuie să majorăm prețurile. Majorate prețurile de transportatori, sigur că au produs acest efect al majorării produsului la raft. Deci este un circuit firesc. Asta era până ieri. Odată cu... Da? Se leagă una de alta. Nu spuneți că piața privată își reglează singură. E un exemplu simplu de analiză. Creșterea prețului la transportatori. Odată cu creșterea producției, transportatorii o să au ce transporta. Și odată cu producția autohton. Și dacă ne uităm acum, dacă vreți, în piața muncii, și în Târgu Jiu, deja e vorba de absorbția forței de muncă. Asta înseamnă venitul, asta înseamnă producție pe de o parte. Și iată că există, așa cum spuneam, cu tot ce înseamnă acum lucruri nerezolvate, probleme care sunt. Dar e direcția bună aceea de a realiza un raport optim privind puterea de cumpărare a omului. Și atunci când are starea aceasta de lucru, merge și treaba. Bun, eu rămân la ideea acum că, în general, guvernele socialiste, social-democrate nu acordă atenție mediului privat așa cum se apleacă spre mediul public. Nu, asta acum, scuzați-mă, sunt
sunteți în eroare totală. Da, nici nu mă așteptam să guvernele social-democrate au luat cele mai impopulare măsuri sociale și din contră au intervenit în a regla piața. Ia dați-mi un exemplu. Păi toate guvernele, dacă vreți, și în 2000-2004, ce s-a întâmplat momentul acesta. Păi, și de, din 2012 până acum, ce măsuri favorabile mediului privat au fost luate de guvernul PSD și toate măsurile legate și de codurile fiscale și de măsurile de astea, prin care forța de muncă deja acum este acaparată, conduce la ceea ce vă spun, că mediul privat și forța de muncă s-a dus mai mult în mediul privat, în mod evident. Păi da, pentru că au forțat... Că au fost create condițiile... Deci treaba aceasta cu salarizarea, deci... E un avantaj și pentru angajator că au fost fondurile obligațiile către stat date la stat la angajat, întrucât să fac să închide circuitul și toată lumea intră într-o stare de disciplină. E și disciplina aceea de a evita anumite... Vorbim despre investitori din afară, da? Investitori străini. Majoritatea investițiilor mari se fac cu capital străin. De ce vin la noi? E logic. E piața ieftină. Nu mai există companii de stat, pentru că asta a fost politica social-democrată, să distrugă în mare parte sau să închidă în mare parte tot ce a fost cu capital de stat. Eu vă dau un exemplu foarte clar. Și iată ce se clar. Întâmplă la complexul energetic Otenia, iată ce s-a întâmplat la hidroelectrica, iar noi am ajuns... S-a îndreptat și s-a adus într-o stare... Dar cu un sacrificiu uman imens. Știți bine despre ce disponibilizări vorbim la hidroelectrica. Ce sacrificii s-au făcut pentru a aduce pe deci știți bine pe plus era, atenție, bine era că pe vorbim... plus că mulți vorbeau despre faptul că nu este justificată insolvența hidroelectrică în condițiile în care își produce, își acoperă cheltuielile și mai mult virează bani buni în bugetul statului, nu s-a justificat din punct de vedere social această insolvență. Dar bine, mă rog, nu, pentru că nu sunt un mare specialist, nu vreau să intru. Poți să spun ceva atunci? Nu vreau să intru. Vreau să-mi termin ideea. În aceste condiții, sigur că străinii au intrat pe piața muncii în România, că noi suntem ieftini, suntem gratis, pentru ei suntem nimic. Mai bine investesc în România și ne pun pe noi să muncim, să nu ne mai suporte cazare și așa ceva, în afară, decât să ne cheme la ei în țară. Bun, am două lucruri de precizat. Unu, cu privire la atragerea capitalului străin, nu aveți dreptate că PSD-ul a făcut lucrul acesta. A sprijinit dezvoltarea... Nu s-a atras, au venit singuri, atenție. Păi hai să vă spun o investiție mare care s-a uzat să trâmbița peste tot. Vă aduceți aminte când Boc a dus la Cluj Nokia? Ce s-a întâmplat cu Nokia? Cine a închis-o? Vă aduc eu aminte, PDL-ul. Vă mai aduc aminte de multe alte investiții pe care PDL-ul le-a... Că deci au fost atât de pretențioși să... din Cluj la câte a făcut Boc pentru ei, încât chiar n-au vrut să mai aplaudați cu toți atunci și era o chestie foarte clară. Ei, vă aduc eu atunci că tot ce s-a ajuns în plac de dezastru urmare a politicii a fost pe vremea PDL, actualul PNL. Acum PSD-ul a luat măsurile acelea de a stabili echilibru între ce înseamnă activitatea economică și părțile sociale și lucrul ăsta le-a realizat în mare parte, fiind acum, vedeți, în stadiul acesta final, după guvernările prin care a trecut PSD-ul, să aducă într-adevăr echilibrul ăsta în care să nu mai vorbim că ne găsim după 2020, tot 20 într-o perioadă de tranziție. Cam așa stau lucrurile, dacă vreți, cu viziunea politică. Bine, la complexul energetic Otenia, vă aduceți aminte cât trimințau sediul la Târgu Jiu și el era cu hotărârea de guvern pe masă să fie privatizat. Hotărârea pe masă guvernul cui? Pe PDL-ului. Era făcută, da? Păi nu era complexul Oltenia în perioada PDL. Complexul Oltenia era făcut în 2012. Dar s-a încercat înainte de complexul energetic Oltenia. Subiectul a fost repus pe tapet în 2016. Deci atenție, deci era foarte clar și dacă vreți la o nouă emisiune, vă aduc proiectul de hotărâre de privatizare. Cunosc. A ajunsese să facă această privatizare? A dus în prag de faliment ca să fie dat pe nimic. Ori lucrurile astea s-au întâmplat în mod radical odată cu ce a însemnat guvernarea PSD. Cam același lucru s-a întâmplat și cu hidroelectrica. Pe bună dreptate, hidroelectrica n-avea cum să fie adus în stare de insolvență. Acolo, părerea mea, e clar că lucrul ăsta a fost generat de ce a însemnat băieții deștepți din energie. Ca și la complexul energetic care Oltenia. Care nu au dispărut nici acum. Ca și la complexul energetic din Oltenia. Care și acum procesează, sigur, înțeleg că nu la asemenea, la aceeași amploare, și-au mai redus și ei din... Deci suntem tot cu o direcție de bun. Din centru ce să-și mai reduc din anvergura aceea. Din anvergura și din forța pe care de n-aduce venitul la bugetul de stat și pe urma ale
știu eu, expatriat. Bun, chiar. Dar despre mutarea sediului Complexului Energetic Oltenia, atenție, s-a vorbit și după momentul înființării companiei în 2012, s-a vorbit recent. La Turceni. Pardon, au făcut, au plecat în marșul disperării acei angajați ai Complexului Oltenia, au făcut greva foamei alții în fața Complexului Energetic Oltenia, tocmai pentru a nu se înființa, a nu se realiza această propunere de mutare a sediului Complexului la București sau una dintre variante era Craiova. Turceni, că vei mai aproape de Craiova. Nu, Turceniu era inițial, acolo s-a dorit să fie. Acum, deci momentul eu, la care face o trimitere este Craiova sau Eu nu vreau să mai repet povestea asta, că eu știu foarte clar. Deci discuția când, a fost și în perioada în care PSD-ul era la guvernare, nu? Cu ce? Păi cu mutarea sediului, asta vă păi spuneam. Păi PSD-ul a realizat-o. Cum a realizat? Dom'le, vorbesc mutarea sediului la București sau la Craiova? La Târgu Jiu. Bine, la Târgu Jiu am priceput. Da. Asta este, făceam trimitere la un alt moment, acela în care s-a dorit din nou mutarea sediului la București. Știți când s-a fost acum 2 ani greva foamei prin fața companiei? Păi și cine vrea să-l mute atunci? Tehnocrații. Păi și cine era majoritar în Parlament? PSD-ul. Păi și PSD-ul l-a mutat? Păi nu, păi după păi asta nu. Vă spun, adică e deci, periodic readus pe tapet subiectul. Haideți că păi, fiind, păi de asta e nu periodic. Nu depășim momentul. Păi nu depășim momentul, dar rețineți, deci PSD-ul a făcut și a realizat ce a însemnat stabilitate în activitatea Complexului Energetic Oltenia și prin măsura aceasta de a avea sediul la Târgu Jiu. Eu când vorbesc despre autodistrugere la Complexul Energetic Oltenia, știți bine la ce fac trimitere. Nu există în momentul de față investiții realizate în această companie, investiții care vorbesc de lucruri sfinte, reparații urgente de care utilajele au nevoie în carierele din companie, de care dotările din cariere, oamenii chiar se plâng de condițiile dar în care nu se lucrează nu acolo. Păi nu mă contrazic, că n-aveți cum să mă contraziceți. Păi adică dar, se produce un fi normal să vă contrazic, dar lucrurile astea profit legate cu sacrificii uriașe și care dar, la un moment dat vor ajunge acele utilaje deci să cedeze. Lucru, ce se va întâmpla? Lucru, cine va plăti deci pentru asta? Deci lucrurile acestea și de când se cunoaște că au fost bani pentru a ce însemna punerea în aplicare a programului cu respectarea condițiilor de mediu, de sulfurări și așa mai departe. Mai departe, banii pentru investiții n-au fost pus și aici trebuie să recunoaștem care trebuia să vină din Planul Național de Investiții, nici de PSD, nici de PNL, nici de nimeni și nu se știe nici acum, nu se poate. Banii, o mare parte din veniturile și din profitul Complexului Energetic Oltenia se duc, iată, pe niște sau sunt niște cheltuieli care, părerea mea, și aici trebuie să se intervine și vorbeam de Michelin, n-a făcut nicio guvernare nici alta de certificat de bioxid de carbon. Deci, iată că sunt o serie de cheltuieli care, într-adevăr, sunt în ce înseamnă bugetul Complexului Energetic Oltenia, nu ar fi prioritate. Prioritate ar fi tocmai investițiile de care vorbeam, crearea condițiilor de muncă, inclusiv salariile. Se vorbea la un moment dat despre faptul că se pot aloca bani de la guvern, fiind vorba de o companie a statului, pentru realizarea unor investiții, fără să fie acuzat statul român de faptul că subvenționează Complexul Energetic Oltenia. Păi de unde să se dea dacă nu sunt bani? Complexul Energetic Oltenia de fiecare dată, prin toate măsurile care le-a luat, prin activitatea sa, prin natura lui și activitatea sa eficientă, n-a fost dator la stat. Din contră, Complexul Energetic Oltenia a finanțat statul. A susținut și a rămas dator și a intrat pe pierderi o serie de cheltuieli de a asigura argentul termic în toate, orașele de reședință, în majoritatea orașelor de reședință. Complexul Energetic Oltenia a reușit sau a salvat, dacă vreți, și o parte din ce a însemnat industrie sau ramură energetică cu altă sursă de baterie. Ne aducem aminte de Brăila. Toate lucrurile astea, bineînțeles, trebuie să recunoaștem că, și am spus-o de fiecare dată, că județul Gorj prin Complexul Energetic Oltenia a fost finanțatorul statului până la urmă și nu a obținut, și asta și dinainte de 90 a fost lucrul ăsta, și parcă am fost printre singurii care spunea și le-am luat, că mi-am făcut acum o pic de ordine și mi-am luat documentele, mi-am luat o parte din documente care le-am luat la Consiliul Județean și toate intervențiile mele. E, aici se pune problema. De ce românii nu luptă pentru români acolo unde sunt reprezentanți și sunt de toate culorile politice? De ce în Parlamentul Europei, în România s-a pus peceta că ăștia sunt hoți corupți și nu s-a pus peceta punerii în funcție? Sunt.
Păi nu. Hoți și corupți? Nu există treaba asta. Și vedeți ce se întâmplă acum, că toți sunt achitați și pe bună dreptate. De ce s-a făcut treaba asta? Fiindcă e foarte clar, noi mai ușor să ne... s-au reușit alții să ne dezbine încât să fim uniți și nu vreau să mai zic acum ce a făcut unii și cât de rău au făcut, că mai aproape sunt de fundații din aceasta de susținere internațională, mai ușor sunt banii aia făcuți și încasați. Și de ce nu-i vedem pe aceștia că nu sunt buni români? Întreb și eu, de ce guvernul României, dar vă întreb și eu de ce nu cheamă administrația companiei? Atunci să vorbim că... Ce viziune aveți la acolo? Eu întreb așa și noi uităm ca unul, dar tu de ce nu ești om să ții cu românul tău? E adevărat ce spuneți dumneavoastră. E un lucru extraordinar. Da. Cel mai ușor e să dezbin, cel mai ușor. Vă aduceți aminte? Eu am văzut în Parlamentul European să face... Și, nu iau de asta politic, chiar pe Mircea Deaconu. Cum susține omul ăsta care e independent? Care este un actor, este un om sufletist? Cum susține interesele României? Cum le susține Macovei? Ca să dăm lucrurile astea. Păi, sigur că o să aduceți în discuție pe Monica Macovei. Păi nu vă uitați. Eu vă rog să nu vă uitați și mulți alții ca ea, că au făcut mult rău României. A fost omul care, sau se vede foarte clar ce acțiuni distrugătoare împotriva statului, a făcut, după cum vedeți, și instituțiile statului. Domnul președinte, vorbim despre legislația internă, vorbim despre legislația României. Deci noi vorbim orice... PSD ALDE nu a fost capabil să modifice legi sau să completeze legi. Nu mai reduceți la absolut lucrurile astea. Eu vă spun foarte clar că orice lucrare pusă în operă, orice experiență, are o serie de factori perturbatori. Factorii ăștia perturbatori te traduc și nu mai aduci nici la proba materie. Deci hai să fim serios. Deci nu... Puneți totul în cârca parlamentarilor europeni care, într-adevăr, acționează poate în unele situații greșit față de și atunci dacă plecăm de aici... Care i-a trimis acolo. Și atunci dacă o luăm de aici... Părerea mea este că dacă rău vreți să fiți de acord jos. Cu mine, nu. Bun. Dacă rău cel mai mare începe de sus, că e vorba românească, peștele la cap să împurte. Și atunci o luăm de acolo. De acord, că găsim lucrurile astea și la nivelul local. Că cu ei nu pot să facă fără legături. Și atunci ne ducem la nivel local. Se corectează din interior. Orice sistem, că vorbim de sistemul economic. Ei sunt din afară. Sistemul român, societatea românească societatea românească e unică. Bine. Și ea e reprezentată peste deci tot. Deci noastră aruncați totul în cârca parlamentarilor europene. Opinia mea este Ați înțeles ce trebuie. N-am înțeles ce trebuie. Eu v-am spus foarte clar. Și aduce. Deci peștele de la cap să împute. De acolo plecând, noi trebuie să fim muriți, să ne conectăm din interior. Direcția spre care se îndreaptă România, ci cei care ne guvernează în momentul de față. Nu, ei ajută pe alții. Bun. Repet, cred că noi suntem cei care dăm tonul. Nu, eu zic că ei ajută pe alții. Timpul trece, vreau să vă întreb un pic și de politică. Ați fost susținut, ați văzut și noastră ce jurăminte s-au făcut pe la Tisman, ați fost introdus în toată nebunia asta a jurămintelor prin mănăstiri, domnule Călinoiu, ați fost susținut, deși s-a jurat în alt fel, că lucrurile s-au petrecut grav așa la momentul la care dumneavoastră ați candidat Depănați din amintirile unora. Da. Ce părere aveți despre aceste spovedanii, cum le-a numit presa? Eu nu am niciun fel de părere, fiindcă momentul la care... Nu, n-am știut. Ei, cum, s-a negociat la domnul Pont, ați văzut o nebunie acolo cu prezența... Deci lucrurile astea eu nu le comentez. Le-au explicat. Ei n-am fost implicat în niciun fel de lucru astea, decât eu l-am spus foarte clar. Dar s-a petrecut în avantajul nostru. Nu. Păi, dar o spun și ei acolo, nu în avantajul. Ei s-au apărat... omul, nu? Și, da. Și formația lor. Care era cea mai ușoară lucru? Să bați palma cu cei care pot să câștige, nu? Asta s-a făcut. Au bătut palma cu noastră. Da. Păi, spre... Am văzut pe acolo de asta. Spre... insatisfacția unora sau altora, asta s-a întâmplat. Dar eu spun, spre binele județului s-a întâmplat bine. S-a întâmplat bine, ziceți dumneavoastră. Da. Ați văzut ce efect au... Fie scuzată lipsa de modestie, dar de regulă, dacă ați văzut, eu nu prea am ieșit să mă laud cu una, cu alta, ce am făcut de asta, dar mai spun și eu câteodată când văd lucrurile astea. Dar nu prea e neapărat de lăudat când ți-aduce aminte de așa ceva. Lucrurile astea nu sunt foarte de laudă ce s-a petrecut în urmă cu câțiva ani. Și mă laud cu asta, mă laud cu ce am spus. Ați vorbit de perioada în care ați fost președinte la Consiliu, că nu v-ați lăudat. S-a făcut lucruri bune. V-ați lăudat la momentul respectiv. Și cum e majoritatea care am făcut atunci cu PNL-ul, s-a făcut lucruri bune pe toate mandatele. Da, acum, sigur că dacă aș avea ocazia să-l întreb pe domnul Puiu Diaconescu, contra ce? Cât va costa susținerea dumnealui? Da, asta e un lucru pe care iar nu înțeleg. Toată lumea înțelege
Cu ce ai plătit? Deci vrei să spun că am dat din buzunar? Nu știu, ați dat din buzunar? Exclus așa ceva. Deci n-a fost decât un... A, n-ați dat din buzunar, ați dat de la deci, stat, cum ar niciodată fi. Nu se dau banii. S-a stabilit foarte clar. Trebuie să facem din programul vostru asta, din programul nostru asta. Voi nu vă... Noi a, avem... Deci toate noi... spuneți că toate negocierile care se poartă e strict pentru binele comunității. Pentru nimic bunul mers al activității. Pentru bunul mers al activității. Că se traduce și în binele mers al comunității cu totul altceva. Dar pentru bunul mers al activității... Eu m-am obișnuit ca lucrurile ești... când se negociază la asemenea nivel, se negociază în interes personal. Ați fost martor? Nu. Știu că s-au făcut și de-astea. Eu mi-aduc aminte de plăți cu bani, porale alea. Știu că s-au făcut, s-au în, alte, făcut nu? În alte părți. În alte, unde? Le știți bine. Vă amintiți-mi-le. Nu, știu că aduceți-vă aminte. Cum ați amintit de asta, vă puteți aduce aminte păi de altă. Păi nu am amintit eu. Vedeți că iasă subiect în preț. Are vreun scop momentul la care iasă acest subiect în presă, în opinia noastră? Nu încep. Eu nici n-am discutat cu ei. Nu știu de ce a făcut. Da, mi se pare interesant că domnul Puiu a participat, ați văzut, la discuții cu am domnul Cont atunci. Mă, nu știu ce... Aia a fost. Dar eu ce să... Pot să spun că dacă tot așa din preț am văzut, Puiu spune lucrurile astea că se retrage din politică. Și așa atunci am aș permite luxul de a face niște dezvăluiri așa... Exact. Nu e asta mai plauzibilă. Nu știu. Este? Eu zic cea mai da. Plauzibilă? Eu zic că da. Chiar credeți că se va retrage domnul Puiu Diaconescu din politică sau nu, e o chestie eu, așa eu de... Eu spun ce am văzut că a zis. Acum nu mai știu ce gândește. Situația din PSD cum o vedeți, domnule Călinoiu? Bine. E totul bine și frumos? Da, după cum văd s-au limpezit cât de cât apele, s-a ajuns la concluzia că trebuie făcute alegeri. Alegerile trebuie, bineînțeles, sunt cele care vor decide și asta e foarte... foarte important, echipa care să coordoneze activitatea viitoare a Partidului Politic, Partidului PSD. V-ați semnat adeziunea? Care adeziune? La PSD. 94. Haideți, lăsați acum, ați văzut că și domnul Cârciumaru v-a recomandat, domnule, dacă așa e statutul, hai să nu ne mai tragem de șireturi pe aici. Statutul e foarte clar. Călinoiu este membru de partid din 94 și Călinoiu a făcut recomandare la toți care sunt membru de partid pe atunci. Am înțeles. Eu când am plecat și atunci ca să revin foarte clar și trebuie să-și aduc aminte toată lumea, când m-am dus și am candidat independent, n-a fost dorința mea. Scurt. Ei au zis, am văzut, mi-am văzut de treabă. Bine, da. Și atunci care e problema? Acum ce pot să zic? Ideea este că nu... Acum pot să zic că foarte clar, dom'le, na, și unii și alții, că adevărul întotdeauna e la mijloc. V-ați gândit dacă... să candidați la viitoarele alegeri? Mai de discutat până atunci. Nu excludeți? Nu exclud. Pentru ce funcție? Asta e culmea. Vicepreședinte? Deci, președinte executiv? În niciun caz nu m-aș duce să candidez președinte, președinte executiv. S-ar putea, mă rog, potrivit statutului să fie și alte, și alte responsabilități acordate celor care vor să muncească în slujba partidului. Am înțeles. Interesant. Pe cine mai vedeți ca retrăgându-se din prima linie din PSD în momentul în care vor avea loc alegeri, domnule Călinoiu? Păi nu știu dacă... Și chestia asta, dar mă retrage. Nu... Iară, nu știu dacă e bine, dar trebuie să o spun. Eu când am spus că nu mai candidez președinte la Consiliul Județean, am spus-o foarte clar. Dar mi-am dus munca până la capăt. Să luăm și să avem prezidenția Consiliului Județean. Și am făcut lucrul ăsta. Acum, și la partid, nu te retragi. E vorba clar, nu mai candidez, dar mă duc până la capăt și voi susține ce înseamnă o echipă performată încât Partidul Social Democrat să fie acela care a fost și este în continuare, nu altceva, deci, decât care e susținut de majoritatea alegătorilor din România. Sunteți, eu știu și eu, îndemnat de colegii din PSD să candidați pentru un post de vicepreședinte, spre exemplu, la PSD Gorj? Nu. Nu vă nu mi-a spus nimeni indică nimic. Nimeni? Nu. E o decizie care vă aparține absolut. În exclusivitate? Am v-ar dreptul, mira am să dreptul nu fiți să, votat? Am dreptul să aleg și să fiu ales. V-ați mira să nu fiți ales? V-ar surprinde? O... Nu știu lucrul ăsta dacă m-ar... Dar în primul rând trebuie să mă decid. Da, interesant ce spuneți dumneavoastră. Da. Și la municipiu se pune aceeași problemă. La un moment dat era o recomandare a unui coleg din PSD că e cazul și acolo să se schimbe un pic garda. Deci asta e marea greșeală, că se fac recomandări în acestea publice și nu e cazul. E foarte necesar, strict necesar să ia la mână fiecare organizație să facă analiză și să stabilească lucrurile acolo încât fiecare
pe ce loc se găsește, indiferent unde se găsește, să-și depună efortul, să aducă contribuția, să facă ceva mai bun pentru viitor. Am înțeles. Adică du-te tu să vin eu, suntem, nu să faci așa. Suntem la final, dar vreau să-mi spuneți cum vedeți toate declarațiile făcute în contextul unei eventuale negocieri între domnul Romanescu și lider PSD. E posibil? Dar știți că există? Nu știu, e posibil în opinia noastră? Nu e eliminată niciun fel de nimeni și toată lumea face aceasta negocieri de acest sens. Dar negocierile se fac de părți interesate. Acum să vedem dacă sunt interesați unul sau altul. Nu excludeți, da, interesant ce spuneți eu dumneavoastră. Cine ar negocia între... Și pe cine ați vedea? Cei interesați. Unde să se negocieze, la Gor sau la București? Cei interesați. Pe cine ați vedea președinte? Pe domnul Cosmin Popescu sau pe domnul Weber? Și care cum președinte? Majoritatea din PSD la conferință decide. Eram sigură. Mulțumesc, domnule Călin. Vă mai aștept și cu altă ocazie. Spor la treabă. Ce să vă Doamne urez ajută, să ne ferească Dumnezeu de mai rău. De intemperii din astea, ca să avem necazuri. E adevărat. Vă mulțumesc și noastră pentru atenție, doamnelor, domnilor. Vă dau o întâlnire mâine seară. Toate cele bune.